Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, George, trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este, pentru a doua oară, Valeriu Pricină, militar, scriitor, reporter TV timp de 40 de ani și mai are o calitate. Am fost cumva colegi, nu neapărat în același timp, dar ne-am început trezirea la viață, la conștiință, în aceeași școală, liceu militar Dimitrie Cantemir. Bine ai venit, Val! Bine te-am găsit, Miron Manega, dragă colega, confrer de arme. Și de... și de multe altele. Și de multe altele, da. Așa. Fără îndoială. Înainte de a intra în temele și subiectele pe care ni le-am propus, am să dau cuvântul invitatului meu, tutelar, special și permanent, domnul Mihai Eminescu. Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esența lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face un om de bunăvoie sub impulsul naturii sale morale nu seamănă nicicând cu aceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câștig. Se vede dar câtă importanță are educația care tocmai îl deprinde a face de bunăvoie, fără speranță de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat. Învățătura numai, ca atare, nu are a face cu creșterea. Învățând pe de rost numirile tuturor orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante și de animale, această masă de cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență, nu o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânate în a judeca și în a distinge dreptul de strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea cunoștințelor, creșterea nu consistă însă nici într-una, nici într-alta. E multă diferență între educație și cultură. Educația străină implică spirit străin, cultură străină, ba. Educația e cultura caracterului, cultura este educația minții. Educația are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter și moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste, pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă. Astfel fiind, cultura străină ca atare nu poate strica pe om, pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei inimi deja formate. Educația, creșterea, cade însă în pericolul acela al vieții omenești, când inima încă neformată a omului seamănă unei bucăți de ceară, în care poți imprima ce vrei, iar când inima cu vârsta se împietrește, nu mai poți îndrepta, o poți numai rupe. Am citat din Eminescu, opere, volumul 11, respectiv volumul 9. Val, ce părere ai de această distinție între educație și cultură și, de fapt, educație și instrucție pe care o făcea Eminescu în urmă cu vreo... Că de obicei e un text mai mult decât revelatoriu. El, de fapt, nu face o separare între educație și cultură, ci, de fapt, le așează pe fiecare la locul lor în interiorul acelei sfere. Nu le opune una altă. Nu le opune. Despre asta e vorba. Deci le pune pe fiecare la locul potrivit în interiorul acelei sfere. Pentru că ele contribuie la formarea a ceea ce spunea caracterul persoanei, omului respectiv. El mai subliniază un lucru care este bine subînțeles în citatul pe care l-ai dat. Și anume că a fi cultivat nu este același lucru cu a fi educat. Poți fi educat într-o condiție neutră, într-o condiție exterioară prezenței tale într-un loc anume,
într-un spațiu cultural, într-un spațiu tradițional, sau poți fi cultivat în așa fel încât prin educație să aparții total acelui spațiu. La asta se referă Eminescu. Și aici el spune, cultura e, are o treabă, ea cu mintea, deci cu formarea, cu organizarea minții, iar educația este cadrul general, este osatura pe care pot fi așezate inclusiv elementele culturii. Foarte interesant, nu e domeniul să nu-l fi abordat. Asta nu e domeniul și asta se întâmpla acum 140 de ani. Deci educația, cultura este instrumentul cu care lucrează caracterul. Pentru că, iată, răspunde la o întrebare pe care de nenumărate ori în viață mi-am pus-o. Cum e posibil ca un mare om de cultură să fie atât de total lipsit de caracter? Cum am întâlnit în atâtea cazuri? Și a trebuit să fac un efort, un efort mental de a face separarea între valoarea operei lui și valoarea caracterului lui. Pentru că în mintea mea, neformată probabil, în tinerețe, făceam o asociere între valoarea minții și valoarea caracterului. Adică nu puteam imagina că un om atât de deștept poate să fie atât de lipsit de caracter. Putem în orice moment să facem o listă consistentă cu o mulțime de personalități zise ale culturii române, oamenii momentului, autoproclamat elitiști, unii fiind real, prin calități și prin talent, aparținători idei de elită, categoriei, alții fiind numai niște comilitoni ai ăstora, niște lipiți de ei și profitori împreună cu ei. Explicația e foarte simplă. Vremurile au trecut. Sentimentul jertfirii pentru o cauză, să zicem, care națională, ține de educație. Care ține de educație, s-a erodat. S-a mai tocit. Elitistul, indiferent cine ar fi, și am putea iarăși să facem o listă lungă, asistăm și zilele astea la tot felul de... Chiar cu prilejul morții lui Beligan s-au rostit niște înalte creiere naționale la modul total nepotrivit. Inadecvat. Așa. Elitistul este un om ca toți oamenii. Și pentru că elitistul de regulă, de este el elitist, că e în sferele înalte ale cunoașterii, ale culturii, nu prea știe să facă bani, banii trebuie să-i vină de undeva. E, când o țară, un stat, nu prea are grijă de cultură, nu irigă cu tot ce trebuie, nu-i creează elitistului locurile de exprimare și de publicare și de integrare socială de unde-i să-i vină și bani corespunzători. Deci aceasta fiind, de fapt, munca lui. Munca lui ca omului de afaceri, atunci elitistul sărac și care nu știe să facă bani altfel, nu se bagă așa, îi primește de undeva. Numai că oferta, din nefericire, vine de la persoane din afară care nu prea au a face cu, știu eu, să zicem, cauza culturii române, cu modul de operare și cu tradițiile culturii. El vine cu alt pachet. Și îi spune, domnul, vrei să trăiești bine, da? Ai exigențe foarte deosebite, vrei călătorii nu știu cum, vrei să-ți faci tu o vilă, o nu știu ce, să te plimbi, să trăiești ca un boier. Bun, păi eu îți dau banii ăștia, numai că pentru asta trebuie să faci dumneata următoarele chestiuni. Să mai terminăm cu mari oameni ai culturii române, începând cu Eminescu, nu știu ce. Îi mai dosim așa. Dumneata cu prestigiul dumitale... Asta în cazul în care doar îi dosim. Da. Da. Dumneata cu prestigiul dumitale vii și spui, domne, nu-i chiar așa, nu e Eminescu poet național. Vedeți-vă de treabă. Nu-i cu Tărică mare creier, mare conștiință națională. Nu e ălalt mare prozator. Ba, ăla, Barbu, pe la Luceafăru, pe acolo, nu știu ce făcea cu partidul, sau Călinescu, sau nu știu ce. Nu contează că din condeiul lor au ieșit capodopere definitorii pentru cultura. Lasă capodopere, hai să uite ce cum era omul ăsta. Este plătit să judece orice fapt care se întâmplă pe pământul românesc prin prisma celebrei political correctness, care am citit cărți scrise de americani în bătaie de joc, adică s-au săturat aceia de prostiile promovate de acest cod. Corectitudine politică care este... Da. Da, political correctness. E, și atunci, sau ca să nu mai vorbim, de pildă Soros, care a venit și plătește pe fața aici pentru o anumită operă recuperatorie și contestatară în raport cu Trianon, să zicem. Da.
Să o spunem pe și clar. Și nu numai asta. Și, nu și numai atunci asta. Vezi oameni, rămâi uimit, pentru că ei practic ar fi trebuit să se înserieze, să se așeze lângă mari oameni ai culturii române. Îi vezi că ei, deși produc texte de la notabile la excepționale, îi citești cu plăcere, că de-aia spuneai înainte, separația, noi suntem texte și caractere. Din păcate. Și de foarte puține ori, între textul produs, text în sens larg, vreau să spun, text ca operă, și caracter, există o identificare. Există. La Eminescu, de pildă. Da, e iubim. Da, e poetul național. Da, e marele. Pentru că între modul cum a trăit, modul cum a suferit, caracterul lui și ce a scris, există identitate perfectă. Și vezi asemenea oameni care comit, să spunem pe șlau, și iartă-mă, m-am lungit un pic, gestul de a trăda nu doar cultura română, ci propria patrie. Păi da, și asta se înscrie într-un proiect, cred. E proiect. Un proiect general de ștergerea identității. Și are... chiar prin școală, prin manualele școlare. O vorbă, sper să o găsesc undeva pe aici. Ferește-te de cel... Mi-am notat-o. Da. Ferește-te de cel care vrea să te câștige pe tine împotriva ta. Deci pot fi câștigat împotriva ta în diverse feluri. Fiind prost tu și nepricepând că ăla te păcălește și te pune să faci niște lucruri, dar când vorbim de elitiști, nu mai e cazul. Deci aici înseamnă să te câștige plătindu-te. Și Iorga spune un lucru extraordinar. Ferește-te de ăla care vrea să te câștige pe tine împotriva ta. Dar băieții nu prea se feresc. Pun botul. Hai să dau un citat interesant, pentru că este dintr-o zonă fierbinte. A scrie istorie este tot atât de important ca și a făuri istoria. Dar dacă cel care o scrie nu rămâne credincios celor care au făurit-o, atunci adevărul invariabil capătă un conținut care derutează omenirea. Citatul aparține lui Kemal Atatürk. Și cu asta ne apropiem de o zonă fierbinte a lumii. Extrem de fierbinte. Care va crea dezechilibre, dacă nu cumva le-a și creat dezechilibre mari. Pentru că am impresia că ieșirea Angliei din Uniunea Europeană prin acel Brexit înseamnă începutul destrămării Uniunii Europene, iar ieșirea Turciei din NATO n-a ieșit încă, dar cam așa se vede că se va întâmpla. Miron, și dacă se va întâmpla fenomenul invers? Cum? Dacă se va întâmpla fenomenul invers? Care? Aceste așa zise ieșiri vor aduce corecțiile ca să se reinstaureze un echilibru pierdut în sistemele astea, atât Uniunea Europeană cât deci și NATO. Deci înclin spre a vedea eu văd invers lucrurile. Partea plină a paharului. Sigur că prin gesturile din zilele acestea, acest Erdogan, că așa se pronunță... Eu zic Erdogan Magnificu. Erdogan Magnificu. Cu ghilimele de rigoare. E oarecum odios. Arestează, bate, schingiuiește, împușcă și pregătește să condamne la moarte. Numai că, dacă ne ridicăm puțin deasupra evenimentului ca atare, constatăm că și loviturile militare care au mai fost au făcut același lucru. Ultima aia de prin 80, auzăm și eu zilele astea, s-a soldat cu mii de morți, cu mii de arestați, cu zeci de mii de destituiți. Adică cam aceeași metodică. Da. Așa. Eliminarea unor adversari. Așa ceva eu nu țin minte. Opinia mea este că excesele lui Erdogan, care sigur a încăput pe mâna unor fundamentaliști, dar nu ăla care este un fundamentalist, a zice eu, dintr-un felul lui luminat. Luminat. Așa. Unor fundamentaliști mai puțin luminați. Dar el face niște concesii ca omul care știe că trebuie să fie ales într-o Turcie unde ăștia au putere mare, că-s bogați, au priză la populație și cred că tot ce se întâmplă, putem judeca evenimentele din toate unghiurile, este undeva o încercare brutală, e adevărat, pentru noi de neacceptat, dar de întrerupere a unui proces. Și mă leg de ce spuneam la început. Adică, bun, Kemal ne-a lăsat un model de Turcie foarte europeană, democratică, dar ce se întâmplă cu Europa democratică de azi, cu dezmățul, cu încălcările principiilor de bază, cu anumite concesii făcute
anumitor minorități. Cu desfințarea națiunilor, până la urmă. Anumitor minorități. Și cu ce se întâmplă cu națiunile care se încearcă a fi dizolvate, pentru că noi avem Uniunea Europeană, care e o combinație între maniera globalistă de a împinge lucrurile și niște principii de colaborare de care nu prea se văd decât pentru unii. Și atunci vin oamenii ăștia și spun, doamne, păi stai puțin, n-am alunecat prea departe. Păi nu mai suntem unde ne-a dus Kemal. Suntem în altă parte. Sau suntem împinși în altă parte. Ia să facem noi niște pași înapoi, să radicalizăm un pic lucrurile, să punem un pic piciorul în prag, chit că vor suferi unii și alții, și poate chiar și noi la o adică, dar vom opri acest proces. La contrapunct, apropo de Brexit, eu acolo nu văd o chestiune de ordin economic, nu din teamă economică sau din teamă de invazia nu știu cui și de înlocuirea populației britanice în muncă cu alte populații care să fure locurile. Nu, nici vorbă. Englezii nu sunt oamenii care să capoteze în felul ăsta. Părerea mea este că Huntington are dreptate, deși aparențele sunt de război economic, pe alocuri militare, pe termen scurt se pierde foarte mare. Practic, noi ne aflăm în plină confruntare a marilor culturi și a micilor culturi care își caută aliații în marile culturi și protectorilor. Reîncepe războiul civilizațiilor? Eu zic civilizații, dar eu spun culturii, că de fapt văd cultura se încadrează, civilizația se încadrează culturii, cultura fiind anvelopa mai mare, civilizația pot realiza și entități cu o cultură mai mică sau nesemnificativă. Dacă își modernizează viața, fac drumuri bune, fac canalizare, introduc niște norme și le respectă, au făcut civilizație, trăiesc civilizat. Cultura e altceva. Cultura încadrează și anvelopează civilizația. Deci eu spun așa, plecând de la o idee pe care eu o pritocesc de multă vreme și aici îmi plăcea ce spunea Țuțea când vrea să pună un accent pe ceva, folosea termenul de glorios. La el suna în gură extraordinar. Eu nu cunosc o construcție mai glorioasă în viața unei națiuni decât cultura ei. Și definiția patriei, pe care eu am dat-o patriei, e o definiție, în primul rând, axiologică, în primul rând, culturală. Patria este suma sistemică a tuturor valorilor create de un popor, apărate de poporul ăsta, sporite, urmate, iubite și așa mai departe, în toată istoria lui, pe teritoriul de sorginte numit țară. Țara se încadrează patriei, se include patriei ca hard, ca partea materială, partea de resurse, partea de peisaj, de farme și de mediul de existență. De aici plecând, eu spun și iartă-mă, iar m-am lungit. Nu, foarte bine, eu foarte spun bine, că te nu cunosc lungești, deci, bine, te lungești bine. Construcție mai glorioasă pentru o națiune, pentru un popor, decât cultura lui sistemică, acumularea asta sistemică de valori mari, care devin repere, pentru ce? Pentru ce spunea Eminescu? Pentru educație, pentru formare. Îți disprețuiești cultura, o spulberi, nu mai ai bază pentru educație, pentru formare culturală, pentru formare umană. S-a terminat, s-a dus. Și la noi procesul ăsta este în plină desfășurare, din nefericire. Și eu vin aici și spun că una dintre marile greșeli care s-au făcut în Europeană, dacă-s greșel, dar eu cred că e o crimă interioară premeditată. Aduți aminte de definiția pe care o dea de Gaulle. Spunea o Europa a patriilor. Da. Așa a fost gândită Uniunea Europeană. Păi ce înseamnă asta? Patrie în sensul, el se gândea la ce m-am gândit eu. Patrie, ce înseamnă pentru un francez patrie? Enorm de mult. Da. Marile valori. Păi Europa patriei mai este Uniunea Europeană, Europa păi patriei. Nu mai, pentru că când îți calcă în bocanci referendumuri, când vin și îți dictează câte împrumuturi să faci chiar dacă mor de foame, a fost când îți trimit guverne, îți desantează guverne total aiuritoare care n-au nicio legătură cu nevoile curente și multe, multe altele. Ori eu cred că reacția britanică, cât nu iubesc, eu nu iubesc pe britanici, îi spun aici... Albion, rămâne perfidul oricum. Nu ne-a făcut bine, ne-a abandonat într-un moment istoric prin Churchill, mă rog, multe. Și nu doar atunci. Au fost și în alte etape istorice anterioare. Au fost împotriva Unirii, împotriva independenței și mai departe au favorizat Imperiul. Dar, pentru mine, e un popor exemplar, domnule, o insulă care, printr-o anumită manifestare a caracterului, a știut să se ducă acolo unde nu duce bătălii cu sute de mii
N-a plecat ca Soliman Magnificul, pentru că foloseai termenul Erdogan Magnificul. Ordin de 200-300 de mii de oameni să cucerească Viena și n-a putut. Apropo, nu, ei s-au dus cu câteva corăbii și au cucerit continente. A participat și țara românească la... Dar știi ce au făcut? Știu. Au tras, deci, tunurile lor, pentru că au fost luați cam cu forța, că eram aliați, cum ar veni. Au folosit, artileria română a folosit, în loc de ghiulele, paie. Deci asta a contribuit mult la nereușita lui Suleiman Magnificul de a cuceri Viena. El a putut să surpe undeva zidurile Vienei ca să pătrundă înăuntru. Da. Și a mai fost și o vreme căinoasă care i-a mlăștinit zona din preajma Vienei, zona fortificată unde ar fi trebuit el să pătrundă. N-a putut să... În fine, i-a întârziat și zahereau, cum se spune, adică rezervă. Și mi se pare că a și murit atunci. Da, acolo la atacul Vienei, la al doilea atac al Vienei, a murit și au ascuns turcii moartea lui, au mai luptat așa de formă, după care s-au retras. Nu, știu că l-au mumificat și l-au pus undeva într-o linie. Da, dar nu au anunțat, nu s-a știut în tabăra europeană că Suleiman a murit. Deci, da, culturile naționale nu permit dizolv. Cum zic eu, maionezizarea. Da. Sau cum se numește, zacuscizarea. Adică nu permit, domnule, ca din ingredientele unei culturi care sunt toate repere, sunt toate așa, să faci un fel de maioneză, un fel sau de pizza. Zacuscă. Sau pizza. Nu permit. Deci o multiculturalitate, că tot batunii dintre elitiștii de care vorbeam, dă-i cu multiculturalitate. Dar nu există, a existat întotdeauna. Domnule, mai multe culturi așa într-un loc, sau reprezentări ale unor culturi, că dacă într-un oraș, cum e Timișoara, să zicem, am și turcaleți, am și maghiare, am și români. Am Dobrogea, și toată Dobrogea. Așa. Sigur că ăia vin turci, cu niște greci, tradiții ale lor, cu, turci, tătari, studiază români și ei istoria. Dar asta nu înseamnă că acolo funcționează multiculturalismul. E o realitate de practicare, fiecare după etnia lui, a unor elemente culturale proprii, dar care trăiesc, de fapt, într-o cultură care e cultura statului român. Da. Și învață în școlile românești. Dacă vor, excepția Putin a dat niște lecții mai vor să mai aici, în școlile aici. Cine e în Rusia? Deci, dintr-o multiculturalitate nu se naște o identitate. Pentru că multiculturalitatea ar trebui să contrazică principiul creativității, al originalității, ca să nască ceva. Ori nu se poate așa ceva. Fiecare cultură își dă produsele originale. Și, nu, culturile interacționează, dar nu forțat. Dar aia nu forțat. Altceva. Fiecare ia de la celălalt ceea ce îi convine și își păstrată identitatea. Miron, culturile iau idei una de la alta, iau stiluri. Da. Dar traducția este prin filiera proprie, prin temele proprii. Sigur, culturile bat teme comune. Viață, moarte, credință, luptă, supraviețuire, avere, temele vieții. Dar fiecare cultură tratează aceste teme în mod... Decodifică în modul ei. În modul ei. Le codifică în modul ei. Despre asta e vorba. Există o somitate mondială, Anthony D. Smith, netradus în România niciodată, specialist în naționalism și etnicitate și profesor la Londra, la London School of Economics, fiind considerat unul dintre fondatorii studiilor interdisciplinare pe probleme de naționalism. Ei, omul ăsta n-a fost tradus niciodată. Am urmărit, cel puțin cât am putut eu să percep pe internet. Nu există nicio traducere a cărților lui și sunt multe. Teoria naționalismului. State și națiuni în lumea a treia. Originea etnică a națiunilor. Identitatea națională. Națiuni și naționalism în era globalistă. Naționalism și modernism. Și așa mai departe. Sau gastronomie sau geologie. În partea a doua o să revenim asupra acestei lucrări. Gastronomie sau geologie. Rolul naționalismului în reconstrucția națiunilor. O carte apărută în 1994. Ei bine, ăsta, omul ăsta aproape că strigă, afirmă clar și, cum se zică, documentat cât de necesar, că nu se poate fără naționalism. Oricât am încercat să-l distrugem, nu putem funcționa fără el. Dar va trebui să luăm o scurtă pauză.
Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Alături de mine este colegul, prietenul, scriitorul, jurnalistul, reporterul TV timp de 40 de ani, Valeriu Pricina. Vorbeam spre sfârșitul emisiunii despre naționalism, despre necesitatea absolută a existenței naționalismului, nu promovată, declarată și declamată de unul dintre cei mai mari specialiști în etnologie și naționalism, Anthony D. Smith. Continuăm de aici, pentru că am impresia că te-am întrerupt cu ceva. Nu m-ai întrerupt, că nici n-am apucat să spun despre naționalism și aș fi vrut să spun. Tocmai aveam de gând să spun și eu câteva lucruri. Deci, odată, și pentru mine termenul este cât se poate de agreabil și de potrivit pentru un anumit fel de a gândi în interiorul culturii lucrurile. Numai că avem partea pe care o invocă toți atentatorii la naționalism, toți respingătorii ideii de naționalism, ei se duc imediat la modul cum a fost practicat naționalismul, dacă putem să numim ăla ca fiind naționalism, în Germania anilor perioadei fasciste, în Italia mussoliniană, în mai știu eu unde. Așa. Deci problema este că a pune semnul egal între partide naționaliste care au deviat grav de la ideea națională, de la ceea ce înseamnă cu adevărat ideea națională, și au ajuns la niște extremisme intolerabile, extremisme la care au ajuns și alte tipuri de partide, și liberali au fost în anumite, nu numai la noi, peste tot. Aripa liberală a fost extremistă, nu mai vorbim de mulți alții. Așa. Eu, pentru mine, în momentul ăsta, a vorbit de națiune, de pildă, ca să ajungem la naționalism, trebuie să plecăm de la... Pot fi mai multe realități când vorbim de națiune, dar două, după părerea mea, sunt foarte importante. Este vorba de națiunea în varianta etnică, deci cum ar fi, să zicem, națiunea română, formată din majoritar români. Și este națiunea, este modelul american de națiune. Ei s-au definit târziu ca națiune. A fost un conglomerat de etnii care au trecut oceanul și s-au stabilit, au format comunități și sunt și acum, care în timp, trecând prin momente grele de istorie, prin luptă, prin angajament economic, social, politic și de toate felurile, prin creație, au ajuns să formeze ceea ce ei numesc astăzi națiunea americană. Sub același drapel, sub un președinte și așa mai departe, ținută la mare respect. Pentru noi, de pildă, a accepta un asemenea model este puțin nerealist. Eu sunt de acord că din națiunea română face parte minoritatea maghiară, minoritatea turcă, minoritatea greacă, să zicem, și toate celelalte. Dar când majoritatea populației, în proporție de aproape 90%, o formează cei care se declară români, la toate astea, și eu nu fac aici, nu comit un gest extremist când spun asta, este parcă ne la locul lui să folosești modelul american. Modelul etnic, pentru că este cam înjurat și cam respins, este iarăși riscant să-l folosești. Și atunci am adus cu mine, nu întâmplător, o carte. Este vorba de atât de hulit în ultima vreme de unii, Vintilă Horia. Este introducere în istorie. Pe de altă parte. Da. Și de iubit. Sunt mai mulți cei care îl iubesc. Da, bun. Cei cu scaun la cap n-au cum să nu-l iubesc. Introducere în istoria filozofiei românești moderne. E o carte scrisă bilingv. E și la noi tipărită bilingv. Nu spun ce editură, ca să nu fac. Deși editora Jurnalul Literar, București, 99, apărută la noi, apărută în perioada când el era în exil în Occident, unde se afla el, deci în franceză și română. Și este o carte extrem de prețioasă, pentru că prezintă modul de inserare în conceptul de filosofie universală
a filozofiei românești moderne, care era total necunoscută. Prin această carte, probabil că mulți au aflat acolo că există niște filozofi români, un Blaga, e un capitol întreg, foarte bine, foarte concis și foarte bine explicat. Și aici, de asta am adus această carte, avem ca variantă la ceea ce numim naționalism românesc, la ceea ce am putea numi naționalism, conceptul de românism. El s-a născut în interbelic, pe baza unor tradiții, izvoare furnizate de Eminescu, de pașoptiști, de cei care au trăit înaintea celor din interbelic, și acest concept îl are teoretician principal pe Rădulescu Motru, care în 1900 imediat 36 publică o lucrare, Românismul, Catehismul unei spiritualități, la București, în 1936. În această echipă, ca să spun așa, care agrează și care contribuie la definirea termenului de românism în diverse etape din interbelic, sunt Blaga, Noica, Gusti, Nichifor Crainic, Naionescu, pe altă linie Xenopol, Iorga, Pârvan, Mircea Eliade. Deci se adună conceptul și se adună ideile lui principale care formează tema denumită românism. Eu i-aș adăuga ulterior pe niște oameni care ne-au fost și ne sunt dragi, Mihai Ungheanu, l-aș adăuga pe Ilie Bădescu prin prestațiile lui, și l-aș adăuga pe un, din nefericire, ținut la obroc, Valeriu Filimon, care are o trilogie a imaginarului românesc. Prima carte se numește Poetica imaginarului românesc. Este într-o continuitate blagiană sistemul lui. Și a trilogiei culturii lui exact. Blaga. Deci el pune ordine în ecranul acesta, care este imaginarul românesc, atât de productiv pe linie poetică, nu numai, plastică și așa mai departe, și l-aș în seria. Și de ce spun că ideea asta de românism este valoroasă? Din mai multe puncte de vedere. Motru, plecând de la cei pe care i-am numit, cele mai importante contribuții ale lor și afirmații ale lor, spune, nu este exclusivist românismul. El are chiar, la un moment dat, această afirmație pe care am să o citesc. Românismul este construit pe o nouă viziune asupra naționalismului, că de-aia vreau să ajung, el a înlocuit termenul de naționalism cu acela de românism, și asta în 36, domnule, deci nu când toată Europa, lumea acuză naționalismele, ismele în general de tot felul de nenorocire. În 36 nici nu se consumase al doilea război mondial. El a intuit că pentru noi este un termen mult mai potrivit. Zice așa, deci o nouă viziune asupra naționalismului, opusă fascismului și național-socialismului, determinată în același timp de energia universală și de ambianța imediată. Deci el era conștient de pericolul care pândește ideea de naționalism, ăla luminat, ăla adevărat, ce se va întâmpla, că vedea excesele alea care deja se produceau, și a spus, domnule, pentru noi e valabil termenul de românism, care este foarte bine slujit de marii pe care i-am pomenit înainte, în operele lor, de căpetenie. Deci, cum să spun, este vorba de un concept care definește o acțiune culturală puternică, sintetizantă, sistemică, în definiția pe care o dau de pildă patriei, care înseamnă valorificarea întregului potențial creativ național în dialog cu cel universal. Hai să spun ceva. Zâmbeam când povesteai. Iar m-am lungit, deci în 1936 a spus asta. Da, atunci scrie acest public această. Și mai, o singură subliniere mai vreau să fac, pentru că unii dintre cei pe care i-am numit, de pildă Crainic, așa, făceau o suprapunere forțată între românism și ortodoxism. El spune foarte clar, una e una, alta e alta. Se sprijină reciproc. Se întemeiază pe niște valori comune, dar nu se confundă. Deci el face acest despărțământ între ortodoxism
și românesc. Fără să le opună una ele, altăia. Nu, exact așa acolo, cum vă spune Eminescu, cu educația și cu cultura. Sunt diferite, dar sunt în aceeași sfere. Da, sunt în rezonanță. Se slujesc una pe alta, dar fără să se confunde, ceea ce era important la vremea respectivă. De ce voiam să, de ce zâmbeam? Pentru că la foarte mulți ani după Rădulescu Motru vine Anthony D. Smith, am spus că e mare specialist în naționalism și etnicitate, fără nicio ironie, mare specialist, este recunoscut la nivel mondial. Spune, printre altele, recunoaște că naționalismul este un fenomen modern, dar insistă asupra originii premoderne a originilor premoderne ale națiunilor. Iată ce scrie el recent, ca și când l-ar fi citit pe Rădulescu Motru. Nu cred, cred că l-a citit. Exclus, nu, așa. Motru și-a tradus... Și o să citesc pentru că este în premieră. Traducerea... Motru a fost cunoscut pe plan european. Traducerea de față nu este cea mai profesionistă, este cam după ureche, pentru că Smith n-a fost tradus în limba română. Am să citesc din el, pentru că e foarte interesant. Poate că întrebarea centrală în înțelegerea noastră privind naționalismul este rolul trecutului în crearea prezentului. Aceasta este cu siguranță zona în care au fost cele mai drastice disensiuni între teoreticienii naționalismului. Naționaliști, tradiționaliști, moderniști și postmoderniști, ăștia sunt cei care își dispută termenul, ne-au prezentat diferite interpretări ale acestui rol. Modul în care au privit locul istoriei etnice a determinat în mare măsură înțelegerea națiunilor și naționalismului de astăzi. Și vorbește de fiecare în parte. Pentru naționaliști, de exemplu, rolul trecutului este clar și indubitabil. Poporul există etern, într-adevăr, aceasta face parte din ordinea naturală, chiar și atunci când este ascunsă în inimile membrilor săi. Sarcina naționaliștilor este pur și simplu să reamintească compatrioților pagini din trecutul lor glorios, astfel încât aceștia să poată recrea și retrăi acele glorii. Asta este viziunea naționaliștilor. Acum, a tradiționaliștilor. El vorbește la nivel, nu la nivel mondial. Pentru tradiționaliști, de asemenea, națiunea este imemorială. Formele naționale se pot schimba și anumite națiuni se pot dizolva, dar identitatea unei națiuni este neschimbată. Cu toate acestea, națiunea nu mai face parte din orice ordine naturală, zic tradiționaliștii, astfel încât generațiile noi pot construi ceva nou pe fundațiile lor vechi etnice. Sarcina tradiționalismului este de a redescoperi trecutul îngropat în scopul de a construi mai bine pentru el. Acum vin moderniști. Pentru moderniști, prin contrast, trecutul este în mare măsură irelevant. Națiunea este un fenomen modern produs de ideologii naționaliste care, la rândul lor, sunt expresia societății moderne industriale. Naționalismul este liber să folosească patrimoniul etnic, dar construcția națională poate continua fără ajutorul unui trecut etnic. De aceea, națiunile sunt fenomene dintr-un anumit stadiu al istoriei și incorporate în condiții pur moderne. Asta e viziunea moderniștilor. Și acum postmoderniștilor. Pentru ei trecutul este mai problematic. Cu toate că națiunile sunt moderne și produsul condițiilor culturale moderne, naționaliștii care doresc să difuzeze conceptul de națiune vor face uz liberal de elementele din trecutul etnic în cazul în care acestea par să corespundă nevoilor și preocupărilor lor prezente. Și acum vine viziunea integratoare a lui Anthony D. Smith. Niciuna dintre aceste formulări nu pare a fi satisfăcătoare. Istoria nu este o patiserie în care copiii să poată alege ce să mestece, dar nici nu este o esență neschimbată sau o succesiune de straturi suprapuse. Provocarea pentru oamenii de știință, precum și pentru națiuni, este de a reprezenta relația trecutului etnic cu națiunea modernă cu cât mai multă precizie și mai convingător. Naționaliștii au un rol vital în construirea națiunilor, dar nu ca artiști impreparate culinare, ci ca arheologi politici în redescoperirea și reinterpretarea trecutului comunitar în scopul de a regenera comunitatea. Sarcina lor este într-adevăr selectivă. Pentru a reuși în acest demers, ei trebuie să respecte anumite criterii. Interpretările lor trebuie să fie conforme nu numai cu cerințele ideologice ale naționalismului, dar de asemenea cu dovezile științifice, cu rezonanța populară și cu structurarea anumitor episoade etnoistorice.
în această relație, dintre cele două sensuri, în această relație între cele două sensuri continuu reînnoite, între trecutul și prezentul etnic naționalist, se află secretul națiunii, energia explozivă și puterea uriașă pe care o are asupra membrilor săi. Iată cât de apropiată este viziunea lui Anthony D. Smith în textul acela, în titlul, în cartea aceea pe care v-am spus-o, Gastronomie sau geologie, rolul naționalismului în reconstrucția națiunilor. Cât de apropiată este de viziunea lui Rădulescu Motru, care era din 1936. Da, el face un inventariere acolo a modului cum era perceput naționalismul. Am dat un citat mai lung pentru că în altă parte nu poate fi găsit. Deci odată, popoarele nu sunt eterne și s-a dovedit în istorie acest lucru. Un singur popor și-a păstrat coeziunea pentru că a avut o religie puternică și a avut un filon interior extraordinar de puternic. Este vorba de poporul evreu, iudaici. Și-au păstrat risipiți în lume, plecați în robii, s-au recuperat din robii, s-au întors, s-au creat la rândul lor religiei și așa mai departe. Dar sunt o mulțime de popoare care au dispărut. Asta una. Mijloacele momentului de a face ca un popor să fie împrăștiat, să dispară. Unde se află poporul român în această observație? Într-un pericol imens. Nu, deci poporul român încă există. Încă existăm, dar cu 3 milioane și cu hemoragie permanentă de creiere și de trupuri către diverse, nu către Occident, către toate zările din Africa, sunt români, se întâmplă un accident și constați că a fost și un român pe acolo, în nu știu ce dos de lume. Așa. E un pericol, dar e un pericol mai mare și prin pierderea anumitor elemente de coeziune culturală, educațională, de respect pentru adevărul istoric și pentru multe altele. Deci aici, eu aș spune așa, popoarele sunt pieritoare în anumite condiții, cultura lor însă are durat. Noi moștenim de la popoare ale antichității culturi extraordinare. Au fost asimilate, au fost încorporate. Alte culturi s-au născut pe bazele culturilor respective ale unor popoare dispărute din istorie. Deci nu au dispărut ca sânge, s-au amestecat, au fost năvălite, s-au risipit, s-au terminat entitățile statale. S-au pierdut filonul, s-au dispersat. Asta una. Al doilea, modernii spun naționalismul este creația unor ideologii politice. E fals. Naționalismul există din cele mai vechi timpuri, dar nu ca atare, nu numit ca atare. Sentimentul apartenenței la neam, la vatră, neam atunci, vatră, la trib sau la ce vrea, exista dintotdeauna. Un sentiment, cum spune Ilie Bădescu în teoria latențelor, există o latență, există ceva care vine din străfunduri, de dincolo de noi și de istorie. Deci nu poți să raportezi acest sentiment numai la interbelic și că el a fost, vezi, Doamne, e născut de niște ideologii și din momentul ăsta îl respindem indiferent ce ar propune nouă în viață și în istorie, pentru că este născut de... Nu e adevărat! Așa spune și... Doctrinarii nazismului și doctrinarii naționalismului politic interbelic au preluat din toată istoria așa culturală... Așa zice și Anthony Smith. Nu, împărtășește... Tocmai de asta am vrut să subliniez aceste lucruri. Și de asta vin și spun că dacă pentru poporul român, care, să mă ierți, am ajuns în faza în care îl iubesc enorm nerespectându-l. Sper că n-am spus o blasfemie. N-am comis o blasfemie. Nu știu, este un oximoron. Pe ce mă bazez? Pe faptul că, trăitori fiind maturii, generației mele, de pildă, cu milioanele, aceștia, în proporție de mare masă, au admis ca pe motive politice și de nouă ideologie post-decembristă, să le fie distrusă munca, să le fie distruse realizările obținute într-un sfert de veac, cu niște sacrificii enorme. Acolo a fost foame, frig, întuneric. Dar pentru ce? Nu ca să fure unii. Nu să-și facă palate și să petreacă pe coasta de Azur sau nu știu unde. Nu. Ca să se facă ceva în țara asta, domnule. Dincolo de isme, de sisteme, de bolșevisme și alte chestiuni. Au avut nebunia asta. Au zis, domnule, ne putem salva prin asta. Și eu am cunoscut ca reporter, am bătut, nu există șantier, nu există fabricuță.
că peste tot armata, asta a fost situația, a fost implicată peste tot, din construcții de apartamente până la șantiere de mari uzine, mari combinate, energetică, canal și pe unde am casa poporului și alte bate, metrou. Și vreau să spun un lucru. Iubesc fierbinte acest popor și, din nefericire, mi-am pierdut respectul pentru el. Sper să mi-l regăsesc înainte de a trece și eu dincolo. Pentru că părerea mea este că suntem singurul popor care s-a lăsat, nu știu cum, că prostit n-a zice, păcălit n-a zice, s-a lăsat nu știu cum, cu o indiferență absolut criminală, în situația de a vedea cum îi sunt luate cu buldozerul, este luată cu buldozerul propria lor avere, de care depindea viitorul lui, depindea prezentul și viitorul imediat. Eu înțeleg, pui baze noi, faci o nouă, construiești o nouă societate pe alte baze. Dar ce-ai cu hardul? Ce-ai cu... Ce-ar fi fost să dărâmăm toate cetățile pentru că erau medievale? Să dărâmăm toate vestigiile antichității pentru că nu, veneau de undeva. Din... Sau Stonehenge-ul că e primitiv. Se distrug, se construiesc, se restaurează numai cetățile din transfer, cetățile medievale, dar cetățile... Unde a fost, să mă ierți, Miron, și cu asta închei că iar m-am lungit, unde a fost, Miron, dragă, sentimentul național, ăla adevăratul, ăla din profunzime, care vine din cultura română asimilată, din slujirea patriei în adevărul definiției ei, aia, patria adevărată, patria sumei sistemice a valorilor. Unde a fost sentimentul ăsta când niște șmecheri, niște derbedei aflați în guverne, au hotărât prin legi ticăloase, anume date au venit Brucan și a dat lui Petre Roman o lege care a naționalizat toată averea țării, care după Constituție era a întregului popor, și când s-a trecut la procesul de privatizare s-a constatat că avea proprietar. Deci trebuia procedat altfel. Păi cum a naționalizat? Că n-a, păi s-a dat o lege prin care proprietarul devenea statul și girantul devenea statul. Deci, practic, este cea mai mare naționalizare care s-a practicat în istoria românității. Da, pentru că, dar n-a fost naționalizarea aia din a fost o fază a confiscării. Pentru că o fază a confiscării. Pentru că după aia, statul să devină administratorul unei averi care nu-i aparținea. Da. El, după vechea Constituție, era girantul și administratorul acestei averi, mecanic vorbind. Celebra lege dar Brucan. Dar nu proprietarul. A fost... Celebra lege Brucan. Păi ea a adus-o și a pus-o... Știi că și... au fost două lege atunci în dispută. Da. Legea Brucan și legea Cojocaru. Da. Legea... Atunci a De aici a câștigat legea Brucan. Mormanul de fiare. Da. Păi, vin acum oameni, se prezintă aici peste tot în spațiul public și arată ce comenzi aveam în decembrie 89. Da. Pe toate domeniile. Au fost transformate în fiare vechi. A fost transformate dar în fiare dar atunci vechi. Nu erau, când a zis el. Au adus-o în stare de faliment. O anumită etnie și-a făcut rapid societăți de colectare a fierului vechi, în realitate de trecere cu barosul și Gruia Stoica, de exemplu. A, așa. Gruia Stoica, care a așa. Și după unele socoteli, peste 30 de miliarde de euro, echivalentul, numai fierul vechi. Dom'le, dacă, bun, ne puneau pe noi să le dărâmăm Dumnezeului. Le dărâmăm noi și vindeam fierul vechi și ne alegeam cu 37 de miliarde de euro, echivalentul. Și făceam ceva. Am mai spus asta în emisiune. În primul război mondial, adică de la momentul declanșării, sau de la momentul intrării României în al doilea război mondial, și până în 1965, cât am plătit daune de război rușilor, atunci am pierdut 500 de miliarde. În primul război mondial, nu știu cât am pierdut, o sumă mare, nu atât, mai mică. Ei bine, după statisticile oficiale, care sunt sigur că sunt mai mici, cifrele sunt mai mici, din 1990 și până acum 2 ani, am pierdut 1500 de miliarde. Este fără precedent în istorie această pierdere și sunt convins că e mult mai mare. Știi care asta, e nenorocirea? Asta a pierdut România. Deci, e o chestie a fost o perioadă când niște oameni, așa cum au fost ei, s-au zbătut să-i pună pe fugă pe ruși de aici, să-i scoată în afară cu armată și cu nu știu ce, ca să românizeze. Eu nu vreau să fac acum apologie. Nu facem apologie. Comunismul nici n-a existat. A existat o formulă bolșevico-românească așa. Care a fost încet, încet așa, îndepărtat. Așa. Deci nu cum să spun, nu fac apologie. Am toate motivele să spun
că practic comunismul nici n-avea cum să existe. Nu, n-a existat comunism. Nu avea cum să existe. Da, e pentru îngeri. Hai să spunem lucrurile. Nu va exista niciodată, pentru că e ca și democrația. Democrația reală, în temeiurile ei definitorie, pentru îngeri, domnule. Nu pentru oameni cu patim, cu pasiuni, cu dorință de avere, de putere și așa mai departe. Hai să fim serioși. Da. La fel și comunismul. Hai să spunem lucrurile și mai pe nume, că aici e vorba de discuție, fără să-i fi spus numele, vorba de Ceaușescu. Păi, Ceaușescu, trebuie să recunoaștem, nu avem încotro. A fost executat, da? Se consideră că și-a primit pedepsa. Deci după ce l-ai pedepsit pe un om, i-ai dat pedepsa maximă, nu-l mai judeci după aceea. Nu-l mai condamni în continuare, pentru că este și imoral și necreștin. Este o ticăloșie. Ceaușescu a fost un campion al păcii. Imaginea lui în afara țării nu va fi egalată, n-a fost și nu va fi egalată, sau nu știu, poate o să fie vreodată egalată de cineva. A reușit să împace pe americani cu chinezii. I-a împăcat pe arabi cu izraelienii. Deci el a moderat discuțiile și a dus la o împăcare. Nu cred că a mai reușit cineva chestia asta și nu degeaba l-a plimbat regina Angliei cu trăsura. Sunt curios. Deci, marile puteri îi privesc pe actualii președinți, cei din 90 încoace, așa cum i-au privit rușii pe cei care l-au arestat și l-au împușcat pe Antonescu. Sau, mă rog, l-au arestat. Când au venit rușii și au fost în rând, dar de ce cu noi te porți așa și cu Antonescu negociai? Păi Antonescu reprezenta România, voi nu reprezentați nimic. Așa și cu asta. Totuși Ceaușescu la momentul ăla reprezenta România. Cei eu care nu vreau să-i... Nu, cred că am spus niște lucruri riscante acum. Eu nu... Cei care au venit nu reprezintă nimic. Domnule, istoria ne va judeca și pe noi, cum îi va judeca pe toți, îi va judeca și pe cei care introduc atâta minciună și atâta fals în actualitatea românească, acum își fac toți mendrele cum vor și distrug adevărate domenii. Eu vreau să spun, dacă îmi dai... Dar nu spune, acum spunem după pauză că va trebui să... Okay. Să luăm un respiro, ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, alături de colegul, prietenul, confratele meu, Valeriu Pricina. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Val, rămăsesem la Ceaușescu. N-am apucat să terminăm, să termin, pentru că am intrat în pauză. E bine că n-am rămas la Ceaușescu. Dacă a trăit și el traiu și a mâncat mălaiu. Ai, n-a apucat să-l mănânce. Acea crimă rămâne un moment odios. Și da, putem măcar să recunoaștem ce a făcut bine, pentru că ce a făcut rău chiar știm cu toți. Doamne, am oarecare legitimitate să spun, pentru că eu am fost împotriva sistemului, am avut probleme cu securitatea, ceea ce se vede și din... Am fost public împotriva sistemului. Și am și... N-am pățit nimic, până la urmă, mai chemat securitatea din când în când, ca să-mi aduc aminte că există și că știu ce fac. Păi nu, cine acolo suprapune perioada anilor 50 cu toată oroarea de acolo instaurată de bolșevicii de la Anna Pauker până la cei din Dulbergherii și Nikolski, da, și așa mai departe, ce s-a întâmplat atunci, cine suprapune peste perioada anilor 65 și în afară de Ceaușescu a fost o vedetă mondială. I-a înfruntat pe ruși. Ce se întâmplă? El, domnule, se spune om necultivat, om simplu, e așa și nu e așa. El n-a beneficiat de o instrucție școlară ca oricărui om obișnuit care să fie ajuns să facă școală elementară, liceu, facultate și așa mai departe. La el toate în viață au fost cu forțaj, ca la avioanele supersonice, băgat așa. Dar, din fericire, a fost dotat de la natură cu o inteligență absolut fabuloasă, cu niște intuiții pe care alții nu le-au avut. Aveau tone de teorii în cap, de politologie și de filozofie și de nu știu ce, și nu ajungeau pe moment la soluțiile și la concluziile la care ajungea acest om, zis simplu. El ce a învățat în viața lui cu mari profesori, și eu știu de la niște oameni care s-au dus și l-au făcut școler, cum se spune, în materie de economie, de industrie, de societate, nu știu ce, a învățat temeinic, a stat cu burta, a învățat.
Așa. Nu era, să aibă intuiția... nu era ceea ce am putea numi un fin om de cultură. A avut zone de mare opacitate. El a mizat, de pildă, în materie de cultură pe o anumită continuitate. Continuitatea a intuit-o. El a știut că o cultură nu trăiește decât prin continuitate. Și el, deși a înghețat lucrurile după perioada aia scurtă așa, totuși cultura și-a văzut de ale ei. Totuși Nikita continua să existe, Barban continua să publice și nu numai ei. Atât și atâția. Eu mi-am publicat un Târgovesc pe la început de veac în 81 cu poemul Scrisoarea Exaporitului către ultimul padișah. M-a chemat Ilie Ceaușescu și m-a întrebat: Exaporitul, ești dumneata, dar padișahul cine? Și a zis: tovarășe general, cine bănuiți? A râs, mi-a zis: bine, du-te. Și cu asta s-a încheiat piesa. Pentru că eram în poziția, probabil, dacă se înțărțau unii și alții, să mă trezesc așa. Bun, nu contează. Curajul domnului Dinu Săraru, care îi mulțumesc pentru că dânsul m-a sprijinit, este nașul meu literar. Eram colegi în televiziune la vremea respectivă. Acest dat afară de la Teatru Olimp. Da? Și al lui Valeriu Râpeanu, care era șef de editură. Nu era debutul meu în 81, aveam două volume anterioare, dar ăsta a fost... lansarea, să deci, zici, sau consacrarea. Consacrați nici eu, nici tu, nu suntem nici în momentul ăsta, suntem ocultați, tocmai pentru că avem asemenea discurs și asemenea concepții. Adică elitele care domină piața culturală românească au interpus între noi, care am fi meritat, după 90, o perioadă de considerare, de actualizare, de introducere în flux, au interpus niște generații tinere care nu vor să știe de noi. Deci, dar s-au născut singuri. Așa. S-au născut care singuri. Și închipuie că lumea începe cu ei, că ei scriu prima poezie adevărată în România, că ei scriu prima proză adevărată în România și mai departe. Nu e vina lor, așa au fost educați, nu? Că tot vorbim rămâne niște... înainte. Cum zicea Nikita despre Mircea Dinescu, care e foarte talentat, zic. E un copac pe roți, n-are rădăcini. Probabil așa sunt și ce, și imaginează că pot trăi fără rădăcini. Revenind la Ceaușescu, aș vrea să fac două sublinieri. Am ajuns să-l... n-aș fi crezut despre... Nu, 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 nu,
niște oameni lucizi se vor desprinde de revoluționarism. Dar dacă ne aude cineva și rupe din context și din contextul activității noastre în general, păi, acest fragment de discuție, poate să ar zice că noi suntem da, că da, suport, că suntem de, să-l reînviem eventual, da, să-l lui, punem, să-l votăm din nou. Nu, nici vorbă. Eu plec de la o realitate prin comparație. După 90 ne-am învățat la modul foarte păgubos fie să înfierăm cu acea mânie nu proletară, mânie specific românească pe unii, să-i facem praf și pulbere, mai ales nemeritat decât meritat, și să idealizăm. Cine, domnule? A, brătienii, mă știu, Maniu, nu știu care, au făcut, regele a făcut ce-a drept. Bun. Au făcut niște lucruri bune, da? Bun. Mai multe rele. Deci eu am și pot să o demonstrez oricând, putem face o emisiune pe tema aceasta. Au făcut enorm pentru țară, pentru independență, întregire, consolidarea statului român și nimic pentru amărâtul de popor. Pentru că n-a fost în concepția noastră. Dacă vom lua până în 48 talpa țării, țăranul român, vom vedea că au mers în voielile agricole, făcute prin arendași și prin tot felul de spoliator, până în ultima zi a existenței agriculturii de tipul acela. Am avut o moșierime amestecată, cosmopolită, acolo putem să spunem că a fost cosmopolită, și acum vedem rosetești, fel de fel, așa, fanariotizată, care n-a prea stat la coada vacii. Acolo erau alții. Știm bine că în 1907 Răscoala n-a pornit neapărat împotriva moșierimii. A, știu, foarte multe sate care spuneam, unde e boierul, că el ne dă pământ, el ne ajută. Au pornit împotriva vechilor evrei, care majoritatea erau... Nu numai evrei, erau nemți, erau greci, erau de tot felul. Erau... Și români, tănași, scati, da, da, și așa mai departe. Deci, noi uităm, eu am la anul 70 de ani, și eu în copilăria și adolescența mea am trăit în România nu comunistă, că nu o cunoșteam eu, nu știam ce se întâmplă pe Sighet sau pe nu știu unde. Am trăit în România burgheză-moșierească. Pentru că
Nu se făcuseră drumurile, electrificarea. Mă duceam la țară, la bunicii mei, până în 60 și ceva, și stăteam la opaiți, la lampă. Mare minune dacă avea cineva bani de gaz și de o mână de zahăr ca să pună în ceaiul copiilor. Deci, au făcut enorm pentru țară, încă o dată spun, și aproape nimic pentru a mărit o stat de popor. Poporul român a fost lăsat majoritar în condiție țărănească, dar o condiție mizerabil țărănească. Cine știe cum arătau satele noastre, că se duc paleologii și alții și mai știu eu ăsta care scrie istorie nouă pe aici, moșneagul ăsta care a venit de prin zări africane, Juvara, se duceau, își făceau veacul pe Calea Victoriei, micul Paris, sau pe la Moșii, pe unde se duceau și era bine și frumos și petreceau. Asta e altceva. Dar cum arăta satul respectiv? Cum arăta țara? Că dacă plecai până la Pitești, era o aventură. Plecam la mine la Chioș la 132 de kilometri și făceam o zi jumate. Plecam dimineața la ora 4 și ajungeam noaptea la 11-12. Venea tata mare și mă lua de peste un deal cu toporul la el ca să nu ne mănânce lupii, că mai aveam încă 3 kilometri pânglot de parcurs. De, generațiile de acum nu știu realitatea acestei Românii. O, păi, domnule, o spune Caragiale, până când să n-avem și noi faliții noștri? Că toți sunt, nu? Da. Cumva. E, acum vreau să spun următorul lucru. Că place, că nu place și nu ridic osanale lui Ceaușescu. Perioada 65-89 a fost perioada de maximă valorificare a resurselor materiale, umane. Și a zice și politice pe plan extern, pe care le-a avut acest popor din toată istoria lui. Dacă va pune cineva în balanță ce a existat până în momentul ăla, până în anii 60, și ce s-a făcut în 25 de ani, păi nu se poate. Vorbesc de la sine. Și toate astea, să mă ierte Dumnezeu, deci nu-i fac laudă lui Ceaușescu, au purtat o semnătură. Pentru că și acum, uitați-vă, până nu există o decizie politică, nu se aplică o lege. Nu se face o lege până nu există decizia. Ori deciziile politice purtau o singură semnătură. Că era o fabricuță de papuci nu știu unde, sau că era un mare combinat la Călăraș, aceea semnătură era. Cine îmi spune că era un neimplicat și nu are niciun merit. Știți unde a greșit Ceaușescu? Și o spun acum. Mai multe greșeli. Nu, păi vă spun acum care sunt cele trei greșeli capitale, dacă vreți, pentru care a ajuns și a plătit cu viața. După opinia mea, poate nu ne merita, dar nu așa. Deci odată, el a avut în minte nu omul, ci mulțimea. Nu era foarte, cum să spun eu, sensibil la problemele omului. Lasă, mai puneți o haină pe voi, mai țineți o lumânare, nu știu cum. Du-te, bă, fratele meu. Adică el, pur și simplu, n-a realizat că omul ăsta pe care îl ții pe șantiere, îl calci în picioare, îl iei de lângă familie de acasă, ofițerul care e luat cu ani și dus la canal și nu știu unde, merită și el, mă, acolo, să aibă confort, să aibă... Și asta într-o Românie care avea de toate, producea toate aceste lucruri. Adică dacă ar fi ridicat rata de consum cu un 20% la momentul respectiv și dacă ar fi redus din investiția... A ridicat-o în 90, da, în 89, dar noi n-am știut. Da. Târziu. Alimentele putrezeau un... N-au ajuns pe piață. Putrezeau un depozit. Acolo a început diversiunea. Aia a fost diversiunea. Trădarea. Și oamenii n-au mai... Intrăm într-o altă zonă. Oamenii n-au mai înțeles nimic. S-au găsit depozite întregi care erau destinate pieții, care au fost blocate, da. Se stricase untul, se stricaseră cărnații. Ca să crească aversiunea împotriva. Nu, dar o secundă că termin imediat, că vreau să spun această chestiune. Deci, cum s-ar spune, el a iubit o idee, a iubit o mulțime românească, n-a iubit omul românesc. Nu l-a respectat. Obiectivele erau mai presus de om. Nu conta omul, nu conta. Chiar dacă erau pentru om, teoretic. Teoretic, pentru un viitor nu se știe care. El n-a înțeles că omul totul ne trăiește, mai ales că era ateu. Da. Dacă era ateu. Nu se știe. Bun. Cât de ateu era. Dar cu atât mai mult, cu cât practica una. Păi, domne, dacă n-am decât o singură viață, cum mă ții tu în halul ăsta pe mine când eu nu am o speranță? Spun, domnule, mă mai nasc o dată și în viitorul creat de mine acum, voi avea și eu cârnați mai mult sau voi avea și eu, o omletă mai suculentă sau nu știu ce Dumnezeului, un mai mult. Nu. Asta a fost
una dintre marile erori, când ar fi putut să domolească, să mai lasă și pentru alte generații, el a avut nebunia să facă el totul, să facem totul. El a trăit cu această nebunie. Totul, A doua chestiune pe care nu a sezizat-o, nu a sezizat debutul marii diversiuni de blocare pentru ceea ce realizase a obținerii uzufructului. Adică, domnule, am făcut combinate, am făcut aia, ne-au atras, ne-au dat, ne-au cutare, ne-au cutare. Acum, hai să vindem, să dăm și noi. Dădeam, vindeam mult, dar frontul era foarte larg și începuse marea diversiune a blocării. Te bloca pe piața aia, nu te mai lăsa să te duci nu știu unde, să făcea... Mai rămăseseră câteva... Așa, mai rămăseseră așa. Deci, a doua chestiune, el trebuia să se sizeze treaba asta și să ia măsuri. Și măsuri se puteau lua. Și a treia chestie pe care eu fac lui vină, fac acum reclamă unui om pe care îl cunosc puțin, dar pe care îl consider prieten, pentru că îmi plac foarte tare cărțile lui, a publicat o carte care se numește Trădarea Securității în decembrie 89. Titlul nu e foarte exact. Adică, practic, e o carte, un desfășurător, care pune în lumină o chestiune. Lupta dintre sistemele, dintre servicii, cum ar veni acum, sistemul, dintre servicii și sistemul politic, aparatul politic. Începută în 45, în primul rând prin comisarii sovietici și prin aia de acolo, această luptă, pentru că toți proveneau din NKVD-uri și nu știu ce, și s-a transmis imediat așa. Și această luptă a fost necontenită în toți anii ăștia, până în decembrie 89, această luptă între servicii, care deținau, așa cum puterea lor, informațiile lor, capacitățile lor de a determina în toate domeniile ceea ce vor. Și această luptă a fost câștigată și pierdută la paritate, când de unii, când de alții. Ca până la urmă, în decembrie 89, printr-o combinație foarte bine pusă la punct a serviciilor cu cele de afară care pregăteau lovitura, a fost câștigată și s-a soldat cu acea crimă. Dată e drept de niște agenți care nu mai erau ai structurii românești, ci ai altor, Brucan și alții, așa, dar tot din servicii făceau parte, cu acea crimă teribilă și cu trădarea. Și tot ce a urmat după decembrie 89 se înseriază în logica... Armata nu a fost... Armata era foarte infiltrată. Și armata avea serviciile ei, care erau colaboratoare, erau... Noi am avut oamenii noștri, acum pot să spun, deși, cum să spun, aș putea spune multe lucruri, că am fost purtător de cuvânt pe lângă Stănculescu, asumat de el, mi-a adus funcția la cabinetul ministrului și așa mai departe. Știu multe și putem discuta odată. Păi să discutăm odată. L-am întrebat odată, i-am zis, doamne ministru, cam câți avem printre noi care sunt ai serviciilor? Asta s-a gândit ceva, vreo 25%. Aveam noi momente de aparte, așa. Mă mai chema, mă făcea onoarea. Știa de existența. Mai iau masa cu el. M-a rămas cu gura căscată, chiar zice, așa zic, vreo 25%. Deci nu era vorba de ai serviciilor militare. Deci e vorba de serviciile străine. Recrutați de securitate, de servicii, prin organele de CI și așa mai departe. Și zic, la comandă, în momentul ăsta, cât sunt? Păi tot cam atâția. Deci procentul se păstra la orice nivel. Exact. Dar... Și atunci nu putem exclude armata din acest... Ea a fost participantă, a făcut lucruri extraordinare pentru țară, cei care râd de armată, că a fost pe șantiere. Păi foarte bine, domnule. Legionarii romani, între două campanii, au construit apeducte, temple, orașe și așa mai departe. Și nu numai ei. Toți luptătorii din Evul Mediu lucrau masiv la întărirea cetăților și la asta. Bun, ce să faci cu armata? O instruiești. Cât o instruiești? Adică componentele tehnice ale armatei române, aviatorii, supersoniștii, așa, n-au participat, nu i-au trimis nimeni în agricultură. A trimis pifanteria. Așa. Bun, ce era să facă? Geniu. A câștigat pentru armată resurse, a adus mâncarea și întreținerea gratis și a produs enorm. Dacă noi ar fi să tragem o linie acum, să spunem... Canalul
transfăgărășană. Cât a adus armata, că tot spune știa, nu vă meritați, ce vorbești, Franț, pensiile și mai departe. Păi ia să facem o socoteală și să câte cerem prin tribunal restituirea câte asta. Hidrocentrale, canalul Dunărea Marea Neagră, asta cum ai zice, transfăgărășană. Eu, printre primele mele participări pe șantiere ca reporter militar, ca mai mult de 40 de ani în presă, am fost colaborator ca student din anul întâi de filologie la emisiunile de tineret ale radioului, Antena Tineretului, toți sunt morți acum săraci din nefericire, am fost colaborator acolo, toți ani ea, colaborator, împreună cu realizam emisiunile. Dar printre primele mele participări pe șantiere a fost Transfăgărășanu. 72. Deci de acolo, acolo armat, și acum e stânca geniștilor. E stânca. Deci, partea de pământ, Ministerul Transporturilor a făcut și a făcut, a intrat și a făcut asfaltarea. Dar toată tăierea, toată configurația, toată fundamentarea, așezarea, până la introducerea stratului de asfalt, a făcut armata. Două unități de geniu. Și este teza mea, dacă mă înființam fiecare județ o unitate de geniu, dotată cu tot ce trebuie, care la pace construiește, face diguri, face protecții, face peste canale. Am rezolvat problemele cu calamitățile. Dar cine mă ascultă? Deci a fost unitatea de geniu de la Alba Iulia și unitatea de la Curtea de Argeș. Alea au plecat și s-au întâlnit în vârf sus. Sigur că au adus, au concentrat, rezerviști și așa mai departe. Nu numai cu activul. Deci, ca să revenim la... Nu știu dacă mai avem timp, dacă n-am terminat. Ca să revenim la povestea cu Ceaușescu. Nu-i, pe mine m-a scos afară din casă în ianuarie 89. Locuiam în casa soției Mihail Făișoreanu și a venit buldozerul la parte. De ce motive așa? Avea să-l iubesc. M-a zis cu boarfele în brațe. Și adunătura, ce au adunat o viață socrii mei, așa, socrul meu și murit de inimă rea, s-a dus pe apa sâmbetei. Deci nu ai motive. Aici a fost marea lui, cum să spun, separare de suferința. Dom'le, un popor pe care îl silești să facă ce vrei tu, cu pintenii, cu zăbala în gură, cu tot ce vrei, dă-i în compensație și o viață mai bună. Aici e toată chestiunea. Da. O întrebare. Producem gâlcevi elitiste mai complicate, mai academice și mai pretențioase decât oriunde altundeva în lume, dar din vâltoarea cărora aproape niciodată nu ne alegem cu vreo operă critică, filozofică sau practică aplicativă de mare valoare. Întrebarea este un răspuns pe care te-aș ruga să-l dezvolți, pentru că este preluată dintr-o carte a ta. Cartea se numește Creierul gros, creierul subțire, de Valeriu Pricina, apărută la... Este scoasă sub egida Sindicatului Cadrelor Militare, la o colecție Amintiri despre noi. S-au publicat acolo mai multe cărți. Aceasta e cartea. De fapt, nu știu, se mai... Da. Mulțumesc. Nu știu dacă se mai reeditează. Deci astea erau întrebările interesante pe care promisesem că vreau să preiau mai mult. Ce am scris în această... Nu vreau să fac acum laudatio pentru mine. Ce am scris acolo, în ce ai citat tu mai devreme, era o chestie dureroasă, o însemnare dureroasă pentru mine. Într-adevăr, suntem mari producători de gâlcevi, dar nu de gâlcevi constructive. Gâlceava trebuie să fie constructivă. Dom'le, mă iau la ceartă pentru că sunt indignat că, uite, se face ceva rău și vreau să facă ceva bun. Aceleași teme. Aceleași teme. Corupție, hoție, implicarea oamenilor politici, afaceri politice dubioase, clientelă, camarilă, ce-a făcut ăla, ce-a făcut ălalt, pe cine a trădat, cu cine s-a scuipat, gâlcevi din astea, trădări cu duiumul. De pildă, mai are cineva curajul, idealizatul Carol I, care a făcut lucruri bune, deși n-a făcut decât să aplice linia instituțională produsă de Cuza. Cuza care a... Da, a continuat, a avut totuși inteligența de a... Bun, de acord. Încerca o... Dar afacerea Strusberg? Afacerea Strusberg... Care a fost asemănătoare cu o combinație de mari afaceri care ne-au lăsat fără miliarde acum. Același lucru. Deci a fost un fel de afacere a Bechtel la vremea aceea. Strusberg era un escroc internațional, fusese și prins în Anglia. Era un evreu german creștinat în Anglia. Exact. Și a fost prins în portul
nu știu ce port, a fost prins în port înainte, voia să plece în Statele Unite cu... Mi se pare că a fost prins parcă la Marsilia. Cu banii de la o societate. A fost prins și a făcut șase luni. Ăstuia, prin niște avocați și prin niște consorții, s-a dat pe mână această concesiune, construcția. Bugetul economic al României, sub influența și sub presiunea casei regale. Și ăsta a profitat, a făcut și o cale ferată, pentru că totuși nu se compare. Deci a dus România în faliment. Bechtelul a luat tot și dar nu numai Bechtelul, se pare că dar n-a făcut niciun metru de autostradă. A luat și el, a fost și el păcălit, pentru că atunci când și-a dat seama, normal, ca neamț agrea. No, a fost o bătălie teribilă în presă, cu presiuni, cu atacuri dar la adresa legalității, adice, cu scriitori și cu ziariști arestați pentru afirmațiile lor. No, când regele a luat măsura să fie ușuit ăla din țară și să se încheie treaba, era nu pentru că s-a trezit conștiința în el, ci pentru că ajunsese prea departe scandalul. Bun, dar eu de asta spun, idealizăm. Citeam zilele trecute o scrisoare pe care o adresează Maniu unui prieten, uite, n-am exact la mine, n-am știut că discutăm asta, că aș fi adus-o. Că oricum n-am apucat. Avea timp, că mai e foarte puțin. Da, n-am apucat să o printez, să nu știu ce, în care el, prin 30 și ceva, discuta despre Trianon. Și recunoștea că nu e prea drept ce s-a făcut cu minoritățile astea, că noi am cam încălcat înțelegerile alea de atunci, că România a luat totuși prea mult, că ar fi putut să cedeze niște părți unde, pe principiu demografic, o anumită etnie era majoritară în niște zone, da? Maniu. Deci era pe punctul de a zice, domnule, păi dacă Maniu se face vreo discuție internațională, eu sunt de acord să punem în discuție. Deci Iuliu Maniu se știe, nu a fost unionist. Deci a fost foarte... El voia o Transilvanie independentă în care el să aibă primul cuvânt... El s-a amestecat când a văzut că lucrurile sunt vărsate către Unire și nu știu ce și a devenit susținător alături de Pop de Băsești, au făcut partidul respectiv, dar... Care s-a unit cu Partidul Național, s-a unit cu... O asemenea scrisoare, de pildă, pe care și acum am considerat o trădătoare, exact cum ar scrie acum, nu știu... actualul președinte Iohannis, o scrisoare cuiva în care să-i spună, doamne, știi, ungurești au dreptate pe acolo, până țara secuiilor, ar mai trebui să ne mai gândim noi, să mai revizuim noi granițele, nu știu ce, că poate că și ei ar avea dreptul la... Și oricum ea primește scrisori de genul ăsta, dar din păcate nu putem merge mai departe, poate cu o altă ocazie, pentru că emisiunea noastră a luat sfârșit. Îți mulțumesc, Val, pentru că ai acceptat invitația mea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit până la această oră. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare, dar până atunci nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.